preluat de curând mandatul la Ministerul Societății Informaționale. Cum apreciați că a evoluat domeniul ITNC în anul 2013 și ce așteptări aveți de la 2014? Acest mandat, de fapt, este o continuare a politicii guvernamentale stabilite încă din anul 2012 în acest domeniu. Prin urmare, este normal să menționăm acest aspect pentru că această schimbare de linie a unor miniștri care intră în alegerile europarlamentare, care s-au retras și au alte atribuții politice și așa mai departe, practic a consolidat o echipă guvernamentală care vine și preia din mers aceste obiective politice stabilite de către guvern. Și o prioritate deosebită pentru noi, cei care ne ocupăm de societatea informațională, de acest sector important, practic ar sta pe trei piloni importanți. Primul se referă la planificarea, prioritizarea și stabilirea investițiilor strategice care vor fi realizate cu fonduri europene din programul financiar 2014-2020. Stimată doamnă, acest element este de o importanță crucială pentru România. Avem peste 40 de miliarde de euro care vor intra în economia românească și care vor trebui să accelereze dezvoltarea socioeconomică, coeziunea economică și socială. Din capul locului, având în vedere liniile directoare stabilite de către Comisia Europeană, Agenda Digitală Europa 2020, modul în care este privit acest domeniu, sectorul nostru, societatea informațională sau, dacă doriți, comunicațiile și tehnologia informației, așa cum este el bine cunoscut de către public, devine unul important determinant strategic. Deci modul în care noi concepem, elaborăm principiile și principalele politici subsectoriale este un element cheie pentru reușita acordului de parteneriat. Estimăm din această perspectivă o sumă cât mai importantă pentru acest domeniu și am să revin cu mai multe detalii când vom discuta de agenda digitală. Deci acesta este primul pilon. Al doilea pilon este acela care ține de implementarea, finalizarea, aducerea bun sfârșit, cum doriți, a proiectelor lansate de către guvern în ultima perioadă, dar și din istoria recentă. Este o obligație pentru noi să încercăm să obținem maxim din ceea ce s-a gândit ca și intervenții publice, proiecte de infrastructură critică IT, proiecte din diferite domenii, nu neapărat cele care țin în mod direct de ministerul nostru, dar zona adiacentă, e-sănătate, e-guvernare, e-educație, trebuie să meargă într-un firesc normal și nu trebuie să ajungem într-o abordare politicianistă, spune eu, nefiind politician însă, ca la schimbarea unei linii de guvernare toate proiectele începute să fie oprite. Acest lucru nu trebuie să se mai întâmple în România, nici în domeniul nostru și niciun alt sector. Avem în acest context, dacă îmi permiteți, istoria fără de sfârșit a proiectelor privind autostrăzile. Al treilea pilon ține de dezvoltarea strategiilor sectoriale pe care le-am definit împreună cu colegii mei, miniștrii responsabili de alte domenii. Vreau să vă spun că, indiferent cât de mult ar face Uniunea Europeană pentru România, este obligația noastră. De fapt, există și un principiu foarte desuzitat în discuțiile politice și diplomatice, principiul complementarității. Este obligatoriu, este necesar ca orice stat membru, pe lângă intervenția comunitară, să vină cu un set propriu de politici și intervenții publice pentru ca împreună să existe un mixtum compozitum de politici finanțate de Uniunea Europeană, dar și cele finanțate, să spunem, pentru interesul național și care nu fac parte a unui achi comunitar, a unei legislații europene obligatorii pentru toate statele membre. Nu vă ascund faptul că aici legea siguranței, securității cibernetice începe încet, încet să prindă contur. În ce sens? Nu există o legislație europeană care să impună tuturor statelor membre o abordare egală. Nu există nicio foarte mare experiență în Europa în acest domeniu. Există însă un stat care are o istorie foarte, foarte
solidă și cu niște instituții care au dezvoltat foarte mult acest concept și mă refer la Statele Unite ale Americii. Iar după alegerile europarlamentare, după ce grupurile politice se vor fi stabilit în Parlamentul European, există discuții extrem de serioase ca o asemenea dezbatere și o legislație europeană să vină și din partea comunitară spre noile state membre. Noi credem că nu este nevoie să așteptăm constituirea noilor grupuri parlamentare în Parlamentul European. Trebuie să începem de pe acum cu toate instituțiile din spectrul instituțional național să vedem care sunt obligațiile și nevoile pentru un asemenea pachet legislativ. Evident că din capul locului voi milita în vederea susținerii, menținerii tuturor, de facto și de iure, dacă doriți, tuturor libertăților fundamentale și drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Aici, ca o glumă, sunt foarte multe discuții la nivel european, la nivel mondial, că este un prim pas în a limita, nici vorbă de așa ceva. Aș fi, cred, ultimul care să susțin, chiar și din poziția aceasta onorantă de ministru al societății informaționale, un asemenea demers. Puteți să ne spuneți, deci, care a fost rata de absorpție până la finele lui 2013 și ce ținte aveți pentru 2014? Deci, care este situația, mai ales că sunteți oarecum expert pe acest domeniu, ați lucrat în domeniu? Rata de absorpție, dacă este să ne referim numai la societatea informațională, la domeniul nostru, depășește limita alocării. Avem o supracontractare. Avem o capacitate de contractare undeva poziționată la 106%. Evident că plățile efective nu pot fi la același nivel, pentru că există o ritmicitate, un anumit parcurs obligatoriu, cât se consumă, cât se verifică din ce s-a raportat ca și consum tehnic și financiar, și de asemenea mai trebuie să așteptăm și rambursarea din partea executivului de la Bruxelles. Dar este important de menționat faptul că avem în continuare cele mai mici corecții financiare, avem în acest moment o capacitate de absorpție în eventuala posibilitatea unei realocări de câteva zeci de milioane de euro și mai mult decât atât, sectorul IT&C a beneficiat prin această infuzie de fonduri europene și fonduri bugetare de o stimulare a dezvoltării nu numai în ideea, să spunem, unui comerț, import de tehnologie, dotare cu aparatură, infrastructură de tehnică de calcul sau servicii, consultanță, mentenanță. Nu. Discutăm și de o infuzie de capital care se reflectă în zona de cercetare, dezvoltare. Observăm de asemenea extinderea internetului în zonele rurale, în zonele, să spunem, neinteresante pentru piața de comunicații. Și aici este intervenția noastră, așa cum este ea descrisă în documentele Uniunii Europene, este bine știut proiectul RONET și de asemenea proiectul complementar de la Ministerul Agriculturii. Și nu în ultimul rând, avem o dorință și este, dacă doriți, o obligație din punctul nostru de vedere să învățăm ce nu a mers bine pentru a evita această situație pe următorul exercițiu financiar. Aveți concret niște cifre? Să-mi dați exact niște cifre, deci ce sume au fost atrase și ce proiecte mai sunt în așteptare eligibile? Bineînțeles, efectiv din ultima raportare vă pot spune că în perioada iunie 2012-februarie 2014 au fost semnate un număr de 1164 de contracte. Contracte de finanțare care ating o zonă financiară nerambursabilă de 1 miliard 300 de milioane de lei. Așa cum am spus, ajungem la un grad de contractare de supracontractare de 106,59%. De asemenea, vorbim de proiecte eligibile nefinanțate, Registrul Agricol, 33 de proiecte, e-Guvernare, 11 proiecte, e-Sănătate, 13, e-Educație, 2, deci în total sunt 59 de proiecte, acestea având o sumă aproximativă de 400 de milioane de euro.
Evident că nu avem nicio constrângere în a finaliza anul acesta proiectele, așa cum există regulamentul și așa cum arată regulamentul european, avem obligația ca până la sfârșitul anului viitor aceste proiecte să fie finalizate, raportate evoluțiile pe fiecare proiect în parte, efectuate plățile din sistemul național de plată și după aceea cererile de plată de la Bruxelles. Vă gândiți și la alte facilități fiscale acordate sectorului IT, menite să stimuleze industria românească și să atragă investiții semnificative în domeniu? Eu unul personal, da. Am avut o primă discuție, este adevărat, extrem de scurtă cu ministrul finanțelor și o să încercăm să vedem care este spațiul bugetar care ne va permite pentru viitor o astfel de politică. Dacă vor fi niște intervenții în acest sens, noi sperăm să fie unele pe termen mediu, cel puțin, pentru a-și produce efectele. Această facilitate de foarte bun augur care a fost luată apropo de specialiștii, cei care sunt implicați în producția de software, de a fi scutiți de anumite taxe și impozite. Așa cum bine știți, a fost o decizie luată acum 10 ani de zile. Evident că a fost necesar un timp suficient de mare astfel încât ea să își producă efectele, iar efectele să fie consolidate pe piață. Este o măsură. A doua măsură lăudabilă a fost cea de susținere în mod continuu a sectorului ITNC, astfel încât România este acum, să spunem, în plutonul fruntaș pentru tot ce înseamnă producția și sectorul ITNC în Europa. Ei bine, lucrurile astea nu trebuie să se oprească aici. Eu cred că prin aceste modalități de exprimare a guvernanței, dacă doriți, este obligația noastră să sprijinim acest sector care s-a dovedit până acum din statistici, din date oficiale publicate, ca fiind unul extrem de competitiv, extrem de performant și care pe termen lung poate asigura dezvoltarea economiei românești și creșterea competitivității acesteia. Puteți da câteva detalii la ce v-ați gândit în acest domeniu? Bineînțeles, în măsura în care... Nu ar fi în acest moment corect, fiind în niște discuții de principiu, dar pot fi anumite intervenții. De asemenea, vreau să vă spun și pe bună dreptate că Ministerul Finanțelor dorește ca orice politică fiscală nouă într-un sector sau în altul să fie foarte bine exprimat, foarte bine justificat. Deci, dacă ar fi cazul ca, de exemplu, impozitul pe dividende sau impozitul în alte zone din lanțul economic să fie modificat, va trebui să avem, în primul rând, niște studii de impact. Nu putem merge și reduce cu 1% sau 2% orice taxă, orice impozit. Trebuie să avem un studiu foarte clar și trebuie să vizăm, așa cum am spus, pe termen lung, ce anume, mediu măcar și lung, ce anume dorim să dezvoltăm. Dacă este vorba doar de stimularea investițiilor străine, cum este cazul companiei Huawei, de exemplu, desmediatizată în ultima perioadă, este o abordare foarte simplă. În momentul în care mergem și cu modificarea, să spunem, pachetului fiscal, este o discuție care trebuie pregătită, elaborată, consultat mediul de afaceri, consultată opinia publică și ulterior mers și luat o decizie. Nu sunt genul de manager care să ia o decizie și apoi să vedem ce efecte are. Da, m-a învățat că este mult mai eficient să planificăm foarte bine intervențiile pe care vrem să le realizăm și ulterior să luăm o decizie. Cât de atractivă mai este România din punct de vedere al investițiilor în sectorul ITNC? Ce părere aveți despre proiectele anunțate de companiile chineze? Este foarte atractivă. În continuare avem anumite plusuri care ne fac mult mai competitivi în discuția cu orice alt partener, cu orice alt stat membru. În primul rând, facilitățile fiscale despre care ați menționat dumneavoastră ajută foarte mult consolidarea sectorului ITNC. În al doilea rând, vorbim de o școală românească de prestigiu și este de mulțumit și de menționat cu orice ocazie
rezultatele excepționale pe care le au universitățile din România în acest domeniu. Specialiștii care ies de acolo sunt efectiv o mândrie națională. Este o realitate faptul că în Statele Unite, la marile companii, nu e cazul să le menționăm aici, a doua limbă neoficială este limba română, este o realitate recunoscută de către toată lumea, dar acest domeniu și companiile care au venit aici, au investit, întotdeauna au avut un plan bine stabilit și planul acesta s-a bazat pe aturile noastre deosebite. Școala, domeniul, specialitățile care au ținut pasul cu solicitările din piață au reprezentat și reprezintă un avantaj indubitabil. Nu în ultimul rând, piața forței de muncă, și mă refer în special la modul în care este renumerată activitatea, este una competitivă. Dacă ar fi să le comparăm salariile pe aceeași tipologie de activitate în România, cu Marea Britanie, cu Franța sau cu Germania, suntem în continuare, să spunem așa, o țară extrem, extrem de atractivă. Și chiar dacă diferențele sunt de un digit, un procent, fac diferența între un plan de afaceri profitabil și unul așa și așa. Da, este în continuare atractivă piața și acesta este și motivul pentru care o foarte mare companie chineză, cum este Huawei, a decis să vină să-și deschidă o societate în România. Huawei are o înregistrare fiscală în România și dorește foarte mult să stabilească un centru important al operațiunilor pentru Europa la noi în țară. Întotdeauna, anticipând puțin întrebarea dumneavoastră, guvernul Ponta a menționat în condițiile legale impuse de către Uniunea Europeană și în vederea respectării standardelor NATO. Deci acest lucru este puțin menționat în declarațiile publice. Nu are cum România să vină dincolo de ceea ce este acquis-ul comunitar, legislația europeană, să vină și să avantajeze o firmă din China sau din Australia sau din Statele Unite sau de oriunde altundeva decât din Europa. Nu, sunt aceleași reguli pentru toată lumea, aceleași standarde și eu cred în continuare că cei de la Huawei, fiind o firmă cu peste 300.000 de angajați și fiind o firmă de primă mărime în lume, va avea capacitatea necesară să înțeleagă și să activeze în condițiile Uniunii Europene. Autoritățile române așteaptă acordul Comisiei Europene pentru conversia în acțiuni a datoriilor Poștei Române, pentru a putea trece la etapa următoare a procesului de privatizare. S-a tot vorbit despre privatizarea Poștei Române, despre listarea Romtelecom la bursă. Ce noutăți aveți în acest sens? Procesul de privatizare va continua fără niciun fel de probleme și pentru Poștă și pentru Romtelecom. Este o decizie a guvernului Ponta de la primul mandat, din guvernul Ponta 1 și până în prezent. Vom merge într-un ritm accelerat, vom avea un dialog permanent cu nou creatul departament pentru privatizare în subordinea domnului ministru Niță. Noi nu schimbăm proprietarul acestor companii, proprietarul și administratorul rămâne în continuare Ministerul Societății Informaționale pentru ambele companii, Romtelecom și Poștă, însă mergem înainte cu echipele care lucrează în fiecare dintre aceste companii. Suntem într-un calendar care până în acest moment pentru fiecare etapă și-a respectat termenele și angajamentele politice. Avem o echipă foarte bună de experți în ambele cazuri. Trebuie să recunosc că sunt niște profesioniști de mare nivel. Suntem în discuții informale cu Comisia Europeană. Se pare, nu am nicio certitudine, dar se pare că nu sunt probleme în a aproba solicitarea părții române de a merge în procesul acesta de convertire a datoriilor istorice în acțiuni, de asemenea cu fondul proprietatea,
care este proprietarul la 25% din acțiunile poștei. Ministerul de Finanțe va și cu echipa de consultanță va continua aceste discuții să vedem în ce măsură fondul proprietatea va ajunge la o înțelegere cu partea guvernamentală, astfel încât după ce vom primi de la Comisia Europeană acest acord absolut impus de reglementările europene în domeniu, noi să mergem mai departe și împreună cu consultanții să analizăm la nivel de guvern care este opțiunea strategică cea mai bună pentru Guvernul României în a continua privatizarea. Sunt mai multe opțiuni. În acest moment nu avem voie să îmbrățișăm o opțiune, trebuie să ne analizăm din punct de vedere strategic, investițional, din punct de vedere financiar, astfel încât privatizarea poștei să nu fie o piatră de moară pentru niciunul dintre noi și să fie un element de referință și evident unul pozitiv pentru viitor. De ce? Pentru că avem o responsabilitate morală. Poșta Română în acest moment este cel mai mare angajator din România. Sunt 27 de oameni care vor trebui pe un nou tip de servicii, pentru că nu putem rămâne în acest moment numai în tipologia de servicii pe care poșta le are, să încercăm să continuăm cu această societate națională. Și în al doilea rând, vreau să vă spun că va trebui să avem grijă ca și pe viitor ce am privatizat să producă efecte benefice. Sper din tot sufletul că lucrurile vor fi finalizate cu bine, exact în calendarul agreat. Cu RomTelecom-ul discuția în continuare este în aceiași parametri. Nu aveți detalii din partea consultantului vis-a-vis de... Nu am detalii. Ca să vă răspund direct la întrebare, undeva la finele lunii mai vor fi primele indicii ale muncilor și vor fi în măsură să ne prezinte diferite variante cu avantaje și dezavantaje. Ce vroiam să spun mai devreme este faptul că am oprit hemoragia financiară la Poșta Română. Din octombrie, în ciuda informațiilor ca și comentariilor care au apărut în presă, poșta este în condițiile de profit operațional pe plus. Nu contează că este plus 1000 sau plus 10.000 unități financiare, este pe plus, asta înseamnă că nu trebuie să mai finanțăm de undeva, din împrumuturi externe sau din alte surse, activitățile și operațiunile poștei. Evident că în momentul în care se va închide anul fiscal 2013, când vor fi analizate toate compensările, știți foarte bine, pe serviciu unic există un sistem de compensare, bani care probabil vor intra, adică sperăm noi să intre în conturile Poștei Române, lucrurile vor evidenția dacă s-au produs pierderi sau dacă este pe profit. De data asta nu operațional, ci într-un exercițiu fiscal. Însă este foarte greu să spunem în acest moment. Important este faptul că nu mai sunt pierderi de ordinul zecilor și sutelor de milioane de euro. Mai departe mergem cu procesul de privatizare. Estimați că va veni un răspuns de la Comisia Europeană pentru poștă? Absolut. Până din informațiile mele discutăm de maxim 2 săptămâni. Și deci la RomTelecom spuneți că luna mai ar putea veni... La RomTelecom discuțiile sunt mult mai tehnice. La RomTelecom sunt foarte multe elemente pe care le vom discuta cu acționarul majoritar sau cu acționarii majoritari. Așa cum este cazul Poștei Române și la RomTelecom, guvernul vrea să se asigure că procesul acesta de privatizare, la RomTelecom suntem 45-46% acționari, vom reuși să vindem cât mai bine acțiunile pe care statul român le are la această importantă companie. Cum comentați această informație care a apărut în presă de rebranduire a RomTelecom? Dacă este adevărată această intenție, este una strict confidențială și pentru acționarii majoritari și în respectul și sprijinul reciproc pe care acționarii minoritari trebuie să îl acorde acționarilor majoritari,
este imposibil a fi comentată. De ce? Specialiștii în branding, în PR și așa mai departe menționează tot timpul faptul că efectul la nivelul consumatorilor, la nivelul competiției este maxim atunci când este lansat la momentul la care acționarii consideră oportun. Deci dacă aș veni și aș comenta în vreun fel această informație, dacă ea este adevărată, practic nu ar fi în linia unui gentleman agreement pe care îl avem cu ceilalți acționari. Dar considerați că statul ar avea de pierdut din acest... Nu, nu, nu. Este greu de spus. Sunt foarte multe informații, analize care țin pur și simplu de secretul profesional din organizația respectivă și lucrurile, odată ce s-au produs, se poate comenta ex post. Dar e, așa este normal. Însă vreau să vă spun un lucru pe care și eu am fost informat și în care am ajuns să cred. Romtelecomul și piața comunicațiilor, în general, sau companiile care sunt în România, vor avea niște posibilități de dezvoltare în perioada imediat următoare fenomenale. Deci eu cred că va fi de bun augur pentru orice companie care activează pe piața aceasta perioada începând cu anul 2014. Pe de o parte, explozia aplicațiilor și tot ce înseamnă utilizarea sistemului 4G va facilita foarte mult business-ul în domeniu. Nu în ultimul rând, vreau să vă spun că investițiile pe care le dorim a se finaliza din fonduri europene, din fonduri naționale, Ministerul Finanțelor și alte ministere se împrumută pe un plan de investiții foarte bine pus la punct, spunem noi, lucrurile acestea vor ajuta. Și atunci acest sector a fost și este unul dintre cele mai dinamice și cele mai rentabile. Deci până la urmă orice decizie, orice influx financiar, orice investiție în acest domeniu în România este de bun augur. Susțineți ideea de a introduce manuale electronice în unitățile de învățământ din România? Și dacă aveți niște termene pentru finalizarea proiectelor de informatizare a datelor de cadastru, digitalizarea și centralizarea documentelor de stare civilă? În general, proiectele, investițiile, noile abordări din domeniul e-educație au avut un impact foarte bun asupra tuturor nivelelor de pregătire educațională. Evident că susținem aceste demersuri atâta timp cât se demonstrează că ele vin și au o valoare adăugată în programa, în mecanismele și metodele de educație. Aici nu pot să nu menționez faptul că există foarte multe proiecte finanțate din programul operațional Dezvoltarea Resurselor Umane în zona de educație, unde aceste noi tehnici, noi mecanisme, noi mijloace de susținere a procesului de pregătire au schimbat foarte mult percepția și la nivelul elevilor și la nivelul cadrelor didactice. Asta este Europa modernă. Evident că vom susține toate aceste demersuri, însă doresc să subliniez necesitatea pregătirii temeinice a intervențiilor, a proiectelor. Este mult mai bine să pierdem între ghilimele puțin mai mult timp cu pregătirea acestor proiecte, să le finanțăm corect, să le implementăm într-un mod exemplar pentru ca ele să-și producă efectele. Și nu uitați că avem o diferență foarte mare în zona IT-ului. Avem 50% din populația României care nu a atins internetul și calculatorul și pe de altă parte avem un loc fruntaș pe tot ce înseamnă domeniul de vârf, tehnologia, producția de software. Aici cred că ar trebui guvernul și ministerul nostru să intervină și nu să reducă vârfurile de competitivitate, ci pur și simplu să încurajeze utilizarea tehnologiilor noi sau tehnologia informației în general pe întreg nivelul societății românești. RONET-ul, introducerea acestor mecanisme noi de educație sunt partea unei politici mai largi. Starea civilă. Proiectul este, după faza de evaluare, la Curtea de Apel. Există o contestație, acolo va fi soluționată așa cum decide Curtea.
Noi vom finaliza proiectul până la finele trimestrului 3-2015. Vreau să vă spun că este foarte posibil, nu sunt termene limită de neatins. Este un proiect important, util și necesar României și vreau să vă spun numai două aspecte pe care le-am observat în media. Acele acte care au dus la retrocedări pe documente de stare civilă falsă. În 3, 4, 5 ani de aici înainte, prin procesul acesta de înregistrare într-o bază de date foarte bine securizată, lucrurile acestea probabil pe viitor nu au cum să se mai repete. De asemenea, utilizarea la nivelul administrației publice locale a acestui sistem va facilita foarte mult activitatea din primării, consilii județene și așa mai departe. Deci iată, este un bun exemplu de proiect bine gândit. Sigur, a fost licitat. Când am venit aici, am văzut din partea colegilor mei faptul că există o discuție și chiar un proces la Curtea de Apel. Acesta va fi soluționat și cu siguranță noi va trebui împreună cu câștigătorul care va fi selectat să mergem și să implementăm acest proiect până la sfârșitul trimestrului 3-2015. Și informatizarea datelor de cadastru? Aici lucrurile stau puțin mai diferit. Avem o primă etapă care va fi finalizată, dacă nu mă înșel, undeva la sfârșitul semestrului 1 din anul 2015, dar lucrurile acestea vor continua. Deja pot să argumentez și să susțin, evident, demersul Guvernului României de a avea intervenții publice finanțate din fondurile europene și din 2014-2020. Aici, la cadastru, suntem într-o situație mai dificilă. Într-un clasament la nivel european, suntem aproape de ultimele locuri. Deci nevoia în România pentru acest tip de activități și acest tip de investiții este foarte, foarte mare. Deci nu vom soluționa nici măcar un sfert din nevoile și necesitatea acestor tipuri de proiecte până la sfârșitul anului 2015. De aceea continuăm și vom continua și cu bani de la bugetul de stat în limita spațiului bugetar pe care îl vom avea la momentul acela.